Radio 21. Stație de distracție. Acum hai să facem cunoștință cu Andra Gogan. Am zis bine? Da, foarte bine. Ce faci? Bine fac și vă salut. Voi ești atât de mititică. Câți ani ai? O, 16 ani. 16 ani. Da. Dar ai o voce foarte cristalină. Mersi. Pe bun, ai voce de desen. Exact, da. Ai voce de desen animată, nu? Da, așa este. Fac voci dublez la Disney Channel și Disney Junior. Și ce personaj? Doctorița Peșica și Prințesa Sofia. Prințesa Sofia. Poți să faci un pic din Prințesa Sofia? Bună, eu sunt Prințesa Sofia. Bună, Amber. Da, e vocea mea, doar că na. Foarte tare. Ce au zis colegii când au aflat că ești în finală? Păi s-au bucurat pentru mine pentru că na, reprezint liceul Iulia Haldeu și au zis că o să mă susțină și pe Facebook și peste tot. Foarte tare. Și ce cânti astăzi? Astăzi o să vă cânt, doamne, ia uite, m-am uitat. O să vedeți acum. O piesă foarte cunoscută și sunt sigură că vă place. Ok, ok. Dăm radio-ul mai tare, Andra Gogan, finalista din liceul Haldeu, la doar 16 ani, ne cântă live chiar în acest moment. 21. Povestea mea începe într-o vară. Ne-am întâlnit lângă bloc, tu fumai o țigară. Erai cel mai rău dintre băieții de pe scară. I-am zis nu-ți fie frică, frica te omoară, că o să doară. Nu am crezut vreodată, eram doar un copil într-o lume colorată. O fată așa cum îți place ție. Învățam bine la școală, mâncam tot din farfurie. Și dacă spune că nu-i pasă, n-o să ajungi nicăieri că ești varză. Ai grijă să nu-i cazi în plasă. Tu ești puternică, deșteaptă și frumoasă. Eu prostie mi-a zis mama, nu-l iubi când începe drama. Du-te la liceu și învață că ai viitorul în față. Iubi sau să cânt, să fiu stea pe scenă. Și curgeam fiecare zi muzica-n venă. Și am ales un loc pe hartă să evadez acolo la fiecare ceartă. Știam că pot mai mult de atât. Număram și zilele când eram singură pe pământ. Și mă iubeai, dar mă răneai atât de tare. Nu mă lăsai să respir, mă țineai într-un cup. Așa am scris mirbrudare și am ajuns pe YouTube. Oamenii ascultă, unul altul îmi spune cum ai scris tu piesa asta. Ce vindec atâta lume, am rupt bucăți din mine și l-am pus pe hârtie instrumentalul de pe net, că n-aveam bani negative. Și dacă spune că nu-i pasă, că n-o să ajungi nicăieri, că ești varză. Ai grijă să nu cazi în plasă. Tu ești puternică, deșteaptă și frumoasă. Și acum îți arăt că pot. Andra Gogan ne-a arătat că poate. Felicitări, la 16 ani. Eu zic că ai mare potențial. Mulțumesc mult. Avem și noi o surpriză pentru tine. Ia să vedem. Ada este în acest moment pe fir. Ada, poate sau nu poate, Andra? Salut, salut în primul rând. Poate. Poate, ți-a plăcut? M-am emoționat, recunosc. Eu sunt sensibilă. Și când am scris piesa asta, nu mă gândeam că o să ajungă la momentul ăsta, să fiu așa, nu știu, să aud pe cineva că cântă piesa, nu știu, e wow. Mi-aș dori să cânt alături de tine. E super tare. Te pup și felicitări. Mulțumesc mult de tot. Foarte mult și îmi place foarte mult vocea ta. Mulțumesc. Ce drăguț. Ce mai face Ada?
Ce să fac? Sincer, curățenie fac. Spune la treaba acolo, bubulina, foarte gospodina. Îți arăt că pot, îți arăt că pot. Așa faci și cu aspiratorul. Sau cu ștersul prapului, da. Exact, da. Foarte tare. Radio 21. Stație de distracție.